Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a unui invitat mai vechi, un prieten al emisiunii noastre, nimeni altul decât domnul conferențiar Universitatea Dr. Ciprian Inon, decan la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Stimate domnule profesor, bine ați revenit! Bună seara și chiar îmi face o mare plăcere să vă revăd. A trecut o perioadă de timp și pe dumneavoastră să ne întâlnim din nou cu spectatorii noștri. Tema este generoasă, de aceea aștept cu nerăbdare discuția este noastră. Mai mult decât generoasă. Dumneavoastră sunteți, să spunem așa, un specialist în mai multe domenii, practic îmbinați mai multe laturi ale muzicii. Sunteți și pianist, dirijor, profesor, am spus deja. Bineînțeles, publicul o cunoaște ca și compozitor. Așa că, într-o singură, să spunem, emisiune, nu ne-ar ajunge timp să discutăm despre toate. Vom mai face și alte emisiuni, dar în seara aceasta vom discuta despre compoziție, mai exact despre compozitor, ce înseamnă să compui, cine poate fi compozitor și mai mult, care este condiția compozitorului în zilele noastre. Pornesc de la două, să spunem așa, idei pe care le găsim în zona aceasta publică în ceea ce privește compoziția. Să știți că mă transpun în poziția unuia care nu are, să zicem, legătură de niciun fel cu muzica, decât, să spunem, ceea ce ascult, așa cum și dumneavoastră, mergând pe stradă, vreți, nu vreți, ascultați ceea ce se mai aude pe aici, pe acolo. Când vorbim despre compoziție, noi ca și public suntem, pe de-o parte, puși în situația de a vedea ceea ce auzim în jurul nostru. Melodii de tot felul, foarte multe muzici de o anumită orientare, de o anumită inspirație, da? Pe anumite, să spunem, ritmuri, ceva apropiat foarte mult zonei balcanice, da? Și vedem până la urmă că poate chiar la modă, electronizarea și, să spunem așa, modernitatea aceasta care unii spun că nu, chiar nu mai are legătură cu muzica, ceea ce înseamnă de fapt compoziția. Și pe departe cu ceea ce am învățat la școală. Și aș vrea să începem de la ceea ce într-adevăr am învățat la școală. Fie că am trecut prin gimnaziu și am făcut orele de muzică, fie că am mai citit și alte cărți, da, ne-am uitat și prin alte posturi TV, am văzut că sunt o grămadă de compozitori în istoria universală a muzicii și aici aș vrea să amintesc, bineînțeles, de Bach, Mozart, Beethoven, nu mai vorbim despre Enescu, da, faimosul nostru compozitor, care și la rândul lor sunt compozitori și bineînțeles, plecând de la ideea aceasta a compozitorilor clasici, aș vrea să ne spuneți până la care este definiția compozitorului. Pentru că a zice că definiția aceasta a fost atât de denaturată și de, să spunem așa, ducere în derâdere, că oricine poate mixa, oricine poate genera cu uneltele acestea electronice absolut o melodie, oricine poate copia și rearanja o muzică, să spunem, din tradiția orientală și a face o manea. Deci, până la urmă, vedem că oricine are câteva softuri pe un computer poate deveni un mare compozitor, ceea ce cred eu că nu e chiar așa. Păi, nu e chiar așa. Noi ne mândrim că avem o limbă foarte frumoasă în care fiecare cuvânt poate să aibă foarte multe sensuri. De aceea suntem și foarte jucăuși între ale limbii, adică de multe ori spunem ceva, se înțelege cu totul altceva și așa mai departe. În schimb, paradoxal, limba engleză este mult mai exactă în ceea ce privește separarea apelor, să spunem așa. Pentru ei, composer înseamnă echivalentul personalităților pe care le-ați numit dumneavoastră. Bine, acum
coborâm un pic ștacheta, da? Da. Înseamnă o persoană școlită, între ale muzicii și între ale meșteșugului de a combina sunetele. Pe când songwriter este cu totul și cu totul altceva. Paradoxal este că la categoria songwriter se poate asocia Freddie Mercury. Vă imaginați cam la ce nivel este composerul peste songwriter văzut. Și Freddie Mercury a fost, chiar a fost unul a din... A fost un compozitor din punctul meu de vedere. Eu chiar l-aș încadra în compozitorii mari ai secolului 20. Deci, în limba engleză lucrurile sunt foarte clare. În limba română, compozitor este oricine, chiar dacă știe muzică, chiar dacă nu știe muzică, ba chiar e posibil nici măcar cheia sol să nu știe să o deseneze, da? În schimb, să producă muzică. Compozitor este și președintele Uniunii Compozitorilor, care este, cum să vă spun eu, o organizație în care intră compozitorii care sunt în adevăratul sens al cuvântului școliți, da? Compozitor este și altcineva, nu vreau să dau un nume ca să nu jignesc pe nimeni, care butonează, compilează, suprapune câteva ritmuri și produce o piesă cu care câștigă bani. Ia. Sigur că în momentul în care ai un singur cuvânt pentru ambele categorii de persoane, confuzia este imensă. Și de aici provine... Da, limba noastră română nu a găsit doi termeni pentru aceste două categorii de creatori până la urmă. Acum, Doamne ferește, sigur că da. Și cei care fac alt gen de muzică sunt niște creatori, doar și poate. E o creație așa pe măsura publicului și a celui care o interpretează și a celui care o creează. Nu e nicio problemă asta. Și eu sunt consumator de, să spunem așa, industrie muzicală. Nu? Unele sunt mai reușite, unele mai puțin. Așa este și mă bucur că ați precizat asta. Bănuiam eu că e o mare diferență. Într-adevăr, limba română este săracă în a exprima aceste diferențe. Și de ce am vrut să precizăm foarte clar definiția compozitorului, pentru că vreau să știm cu ce lucrăm de acum încolo în discuția noastră. Când ceea ce vom face de acum încolo se referă la condiția compozitorului, aceluia care într-adevăr este școlit, face locul acesta și mai ales reprezintă muzica în adevărata ei esență. În rest, producători de muzică, v-am spus și cum ați precizat și dumneavoastră și cum auzim cam peste tot, sunt foarte mulți. Unii o duc chiar mai bine decât compozitorii, dar este mult, asta, mai bine. Mult mai bine, dar asta este o altă problemă a societății noastre și societatea pe care încercăm să o educăm. Nu e chiar problema numai a societății noastre. Ce se întâmplă? Până la urmă, noi ne aflăm într-un fel de capitalism în care trebuie să ne vindem produsele. Produsele care se cer în ziua de azi legate de producția muzicală sunt produsele, să spunem, mai facile, mai de divertisment. Iarăși aici nu vreau să intru într-o greșeală foarte mare, pentru că unele dintre ele chiar au o valoare a lor. Există muzică de divertisment valoroasă. Pe de altă parte, muzica, să-i spunem, nu mai putem spune clasică, să spunem cultă, iarăși complicat, să-i spunem muzica mai academică, nu știu nici eu în ce categorie să ne mai încadrăm, a devenit un fel de muzică de nișă, în care publicul este destul de restrâns, mai ales pentru compozitorii contemporani. Și din cauza acestui public restrâns, sigur că da, compozitorul în sine nu se mai poate numi că are o meserie liberală. Compozitorul ar trebui să fie cel care trăiește pe baza a ceea ce compune. Și atât. Astfel încât cei mai mulți, practic, ce s-a întâmplat cu ei? Sunt asociați unor universități și predau acolo, în cele mai multe cazuri.
Deci nu mai e o meserie liberală, este o meserie destul de bine ancorată în sistemul bugetar. Așa este. Sigur că se primesc drepturi de autor, dar ele nu sunt nici pe departe la nivelul la care să-ți asigure o supraviețuire bună. Nu? Pe de altă parte, cei care se ocupă de industria muzicală, că de aia se și numește industrie muzicală, care, din păcate, vă spun, în ultimul timp a fost acaparată de o mână de oameni, ei, cei care se ocupă de industrie muzicală, aceia chiar pot trăi din veniturile aferente muncilor de creație. De ce? Pentru că sunt difuzați. Nu neapărat din vânzare de bilete, ci pentru că sunt difuzați la foarte multe posturi de radio specializate pe acest gen de muzică. Și asta e o problemă care nu e numai la noi, asta este o problemă pe plan mondial. Așa este. Haideți să trecem puțin mai la începutul, să spunem, acestei îndeletniciri de a compune. Dacă vorbim despre arta aceasta de a compune, aș vrea să ne spuneți cum ar trebui să o privim noi, cei care suntem consumatori de muzică. Până la urmă, noi vedem produsul final. Se poate asemui, este o vocație, este o meserie care se poate învață, este un mix dintre cele două. Cum vedeți dumneavoastră, să spunem, ocupația aceasta, darul acesta de a compune? Că nu-l avem toți și unii poate am dorit să-l avem. Dar cum se poate ajunge astfel cum sau cum un compozitor ajunge să compună? Ce trebuie să întâmple sau ce trebuie să aibă astfel încât să ajungă acolo? În primul rând, trebuie precizat că fiecare trebuie să ne bucurăm de darul pe care îl avem. Că nu există persoană care să nu aibă un dar sau o chemare. Cel E, cum puțin unul. există, măcar unul, da. Cum există chemarea pentru a scrie poezie, să spunem, pentru a picta, sau talentul unui inginer, sau un inovator, sau chiar și talentul, nu știu ce să zic, unui om care prestează o muncă manuală, absolut indispensabilă pentru noi toți ceilalți. E, așa este și cu compoziția. Practic nu este ceva ieșit din comun, ci este și vocație, și muncă. Până la urmă, a compune o piesă muzicală înseamnă a crea o arhitectură sonoră pe baza unor reguli pe care, dacă le încalci, devii un inovator în ale compoziției, dar totuși trebuie să-ți creezi un sistem să nu le încalci haotic. Dacă le respecti, devii un compozitor mai tradiționalist care poate avea fix același succes ca unul inovator. Deci compoziția poate fi o chemare în care, în măsura în care orice altă vocație de pe lumea asta devine o chemare. Cum se compune o lucrare? Sigur că se compune muncind, să știți. Adică, sigur, există un punct de pornire, există un punct de inspirație, o licărire, să-i spunem, dar este foarte puțin. Până la urmă, tot ceea ce se construiește în jurul acelei licăriri este o muncă intelectuală și o muncă de construcție cu ajutorul sunetelor. Sunete care, după cum știm, sunt fix 12 în sistemul nostru european și cu care trebuie să lucrăm. Asta e singurul material pe care îl avem. Da, este extraordinară. Îmi place, să spunem, școala aceasta a compoziției, cel privind așa cum o văd eu din afară. Și, într-adevăr, zicala aceea că, până la urmă, este 1% inspirație, 99% transpirație, cred că se aplică și în domeniul compoziției. Da, da. Deci, și, până la urmă, vorbeam noi data trecută, dacă ne aducem aminte, despre cât de riguroasă este muzica, deci practic este un alt fel de matematică, așa că și Da. compoziția nu poate fi așa o aruncătură de sunete, să spunem, fără nicio noimă, ci este făcută după o anumită structură, respectă anumite reguli, da? Deci practic nu ne zgârie pe creier atunci când ascultăm muzica, deci până la urmă este
o artă și o, până la urmă, și o, și o muncă de precizie, a spune. E foarte important. Da. Așa o, așa să o văd știți eu. Că muzica chiar poate să și zgârie pe creier. Numai că ea devine valoroasă în, în momentul în care creatorul chiar asta și-a dorit. Știți cum e? Dacă tu îți dorești să sune bine și de fapt ea te zgârie pe creier, în momentul ăla înseamnă că ai greșit. Dacă dorești să exprimi niște sentimente grotești. Uitați, ne gândim de exemplu la muzica pentru un film de groază, nu? Acolo da. N-ar putea nimeni să compună o muzică relaxantă, veselă și mai știu eu cum. Ei, pentru a realiza un asemenea gen de muzică, sigur că trebuie să-ți propui și trebuie să folosești tehnici și suprapuneri care să îți dea ca rezultat sonor grotescul, groaza, spaima, contrastele, tot ceea ce e nevoie pentru un asemenea film. Deci, muzica nu neapărat gâdilă plăcut. Ea exprimă o paletă foarte mare de stări și foarte niște categorii estetice care de multe ori nu se încadrează în frumos. Se pot expresionismul, de exemplu, expresionismul muzical, ca de altfel tot expresionismul în toate artele, nu este o artă a frumosului, ci este o estetică a urâtului. Nu o putem exclude din viața noastră, nu? Bine, v-am spus, trist este să-ți dorești să compui o muzică relaxantă și să-ți iasă expresionistă. În momentul ăla e clar că nu prea ai har pentru compoziție. Foarte important. Pentru a continua, aș vrea să ne uităm puțin la cazul dumneavoastră. Știți cum e, experiența personală bate orice teorie când vorbim din propria experiență. Așa că vreau să vă întreb așa personal. Cum ați ajuns dumneavoastră să compuneți? Veniți așa cu o pregătire de tip real, da? Matematică, după care ați făcut pian foarte mult. Acum sunteți profesor, dar știu că compuneți. Ați și compus, sper să continuați să faceți lucrul acesta și mai departe. Dar vreau să spuneți, cum ați ajuns dumneavoastră, cum v-ați format astfel încât să compuneți? Păi din joacă. Eu am o pregătire, să spunem așa, mai ales în școala generală. Am studiat foarte mult matematică, mi-aș fi dorit să fac acest lucru, dar chemarea către muzică a fost mai puternică. Ce s-a întâmplat? Eu, fiind dintr-o familie de muzicieni, am avut tot timpul acces la sala de concerte, acces la o colecție foarte generoasă de discuri cu interpretări foarte bune. Am avut acel sâmbure de creativitate să îmi doresc să fac și eu ceva. Sigur, inițial era doar o joacă. Dar pe măsură ce am învățat muzica asta, chiar din clasele mici, am fost și capabil să îmi notez ideile muzicale pe partitură. Pur și simplu a fost o chemare. Ce ar fi dacă aș face și eu ceva asemănător? Ideea este să ai curajul să faci. Sigur că n-ai să scrii niciodată muzică ca Bach, de exemplu. Adică să-ți propui un asemenea țel înseamnă că ești complet rupt de realitate. Dar să încerci să faci ceva, chiar dacă nu ca Bach, că nu se mai poate, este până la urmă o chestie care nu implică niciun risc. E un exercițiu de creativitate, poți să te exprimi, compoziția e și o formă de a-ți exprima sentimentele și spuneam eu că prin muzică chiar poți să exprimi lucruri pe care nu le-ai spune niciodată în cuvinte, pentru că ai putea fi catalogat ca lipsit de respect sau mai știu eu ce. În muzică poți să fii oricât de furios vrei, ceea ce n-ar fi indicat să fii în relațiile cu alte persoane în viața de zi cu zi. Deci e și o formă de exprimare. Sigur că totul e o joacă la început, pentru că la vârsta copilăriei totul nu poate fi decât joacă. Oricât de hărnicuț ar fi un copil, oricât de a plecat către a studia, totuși joaca primează în viața copilului. Deci a fost o joacă cu sunetele, să spunem. Extraordinar. Mereu insist de a vorbi puțin și din experiența personală, că până la urmă, să spunem, mărturia aceasta a propriei
apropiei activități muzicale inspiră mai mult decât orice alt manual de teorie și alt speaker motivațional atunci când vorbești de modul în care tu ai început să faci un anumit lucru, cum te-ai jucat sau exact cum ați făcut dumneavoastră, are un impact și de asta întotdeauna încerc să fac lucrul acesta. Haideți să discutăm puțin și despre etapele, așa, pentru cei care nu cunosc, cam care ar fi etapele principale atunci când se începe procesul acesta de compoziție. De la ce trebuie să înceapă și până la urmă la ce trebuie să ajungă? Care ar fi momentele, să spunem, cele mai importante? Sau când considerați dumneavoastră, sunt foarte curios, când considerați că o compoziție este gata? Da, să știți că etapele și laboratorul creației diferă de la om la om. Cum nu sunt doi oameni la fel, așa nu sunt doi oameni care să compună la fel. Eu vă spun asta prin prisma experienței pe care o am cu studenții. Deci am avut cazuri în care eu nu am înțeles și nici n-am să înțeleg vreodată cum puteau să compună în ordinea în care își propuneau ei. Nu pot să intru acum în detalii tehnice, că ele sunt chiar tehnice, dar era atât de anapoda felul în care își construiau ei lucrarea muzicală, aproape sfidând orice logică din punctul meu de vedere, pentru că pentru ei aia era normalitatea. Ce se întâmplă? Noi putem să învățăm de la alții sau putem învăța pe alții niște principii. Acum, ce fac ei acasă în laboratorul lor și cum le utilizează, aia e o chestiune de o intimitate extraordinară, nu în sensul că e un tabu sau e o vrajă, un miraj sau nu, nici pe departe. Dar felul în care își organizează fiecare munca ține practic de felul în care este construit fiecare. Fiecare creier are alte mecanisme și alte sisteme. Eu pot să vă spun că toți, absolut toți, întâi își adună un material. Noi îi spunem materialul motivic. Sigur că la fel toți își aleg un sistem de organizare a sunetelor. Ce se întâmplă mai departe însă nu prea se mai poate pune în categorii și în sertărele decât fiecare cu sertărelul lui individual. Repet, nu știți că înainte compozitorii erau chiar niște alintați. Apropo de condiția compozitorului, condiția compozitorului s-a schimbat foarte mult după anul 1989. Pentru că înainte de acest an, paradoxal, într-o perioadă în care nu prea exista noțiunea de profesie liberală, deci practic nu exista, ba da, mai erau ateliere meșteșugărești, mai erau niște chestii care se autofinanțau, compozitorii chiar puteau trăi din creația lor. Este interesant ce vă spun, ceea ce se putea face înainte de 89 într-un regim socialist, uite că acum nu se prea mai poate face într-un regim capitalist. Și erau niște alintați. Atunci ei chiar erau niște mici vedete, compozitorii. Ei, fiecare dintre ei a avut un limbaj al său. Asta tot apropo de sertărelul lui. Ei, până la urmă, oamenii sunt ființe individuale. Deci nu există doi oameni la fel. Cum nu există doi oameni la fel, nu există nici două feluri de a construi o compoziție la fel. Și nici două finalități. Deci, repet, sunetele tot alea 12 sunt. Ăsta e paradoxul și probabil că asta e și frumusețea, că din elemente atât de puține se poate construi în atâtea și atâtea feluri. Interesant. Interesant și vă cred, pentru că până la urmă amprenta aceasta personală își lasă foarte mult urma acolo, în acea creație finală și câteodată e greu să înțelegem la o primă, să spunem, audiție ce a vrut să spună, ce vrea să însemne. Da, și dar știți, de obicei se întâmplă. Și publicul este la fel. Pentru că v-am spus că fiecare compozitor are limbajul lui. Dar pe de altă parte, publicul reacționează
diferit la aceeași compoziție. De exemplu, două persoane, dacă ascultă aceeași lucrare, s-ar putea să aibă vederi diametral opuse legate de ceea ce le-a inspirat acea lucrare. Diametral opuse, înțelegând că unul ar putea să spună că el așa ceva nu mai ascultă în viața lui, iar celălalt să spună este cel mai frumos lucru pe care l-am auzit vreodată. Da. Asta e frumusețea artei până la urmă. Foarte important pentru că, deși este aceeași piesă, practic se pliază pe experiența noastră, Da. pe viața noastră, pe modul nostru, pe sistemul nostru de valori, pe sistemul nostru de gândire și poate face click sau nu face în Da. funcție de noi. Acum, dacă vorbim așa, în calitatea dumneavoastră de profesor, care vă întâlniți cu tot felul de lucruri, aveți o experiență personală ca și compozitor, dar de asemenea mediul în care dumneavoastră profesați este un mediu, să spunem așa, elitist din punctul de vedere acesta al muzicii. Vreau să vă întreb, care ar fi criteriile dumneavoastră ca profesor așa, sau ca pur și simplu muzician atunci când judecați o compoziție, în afară de particularitățile acestea personale care chiar n-au nicio Acolo nu problemă? ne băgăm. Nu ne Nu. băgăm, dar vorbim așa după regulile muzicii. Cum considerați dumneavoastră că o compoziție este bine scrisă sau mai puțin bine scrisă? Păi, există o expresie pe care noi o folosim. Ea trebuie să stea în picioare. Știți, e atât de vag termenul ăsta cu trebuie să stea în picioare pentru cineva care e din afara breslei noastre. Dar noi înțelegem foarte bine ce vrea să însemne acest lucru. Fiecare compoziție, mai ales când este vorba despre tineri compozitori, tineri care chiar învață, nu tineri în sensul că ei deja au terminat de învățat și sunt tineri, fiecare compoziție trebuie să urmărească niște tehnici de compoziție. Adică trebuie ca noi să realizăm faptul că ei și-au însușit acele tehnici, știu să le aplice și pe deasupra rezultatul sonor este unul bun. Apropo de acest stat în picioare, mie, domnul profesor Viorel Munteanu, profesorul meu și mentorul meu, mi-a spus cea mai simplă definiție după care să ne dăm seama că o muzică este bună. Și anume, ne imaginăm așa, punem un CD, o lucrare pe care nu am auzit-o niciodată și o lăsăm să curgă. Și la un interval de timp cineva să oprească CD player-ul. Dacă reacția este așa, l-ai oprit, nu-i nimic, înseamnă că acea muzică nu stă în picioare. Dacă reacția este de consternare, adică, Doamne, dar de ce ai oprit muzica asta? Eu eram curios să văd ce urmează, îmi plăcea. E, atunci acea lucrare stă în picioare și are valoare estetică. Eu le spun și studenților, cel mai rău lucru pentru o lucrare terminată și prezentată publicului este ca lumea în sală să caște, să se foiască, sau să se plictisească. În principiu, căscatul și foitul vine la pachet cu plictiseala. Dacă cei din sală vor avea reacții, să spunem, negative, e mult mai bine decât dacă i-a apucat căscatul. Pentru că măcar a exprimat ceva. Stravinsky a fost scos din sală după premiera de la Sărbătoarea Primăverii cu jandarmii. Publicul voia să-l linșeze. Iar astăzi este una din capodoperele absolute ale secolului 20. Deci și o reacție de asta absolut virulentă a publicului este mult mai bună decât o plictiseală generală. Cum stă în Da. picioare lucrarea? Urmărim dacă și-au însușit tehnicile de compoziție, dacă arhitectura ei este corectă. Noi nu putem umbla decât la lucrurile palpabile, adică de calcul, de... Acum, dacă acea lucrare are și o profunzime care depășește toate aceste calcule și ține de transcendență, de sentimente, de acolo noi nu mai putem cântări, dar putem simți în schimb. Și sigur că
o lucrare de acest gen va cântări întotdeauna mai mult decât una doar bine realizată, să-i spunem așa. Extraordinar. Mă așteptam să fie o, să spunem așa, o analiză destul de complexă. E greu să evaluezi așa matematic absolut tot o creație, pentru că numai cel care a trecut prin procesul acela, deci până la urmă compozitorul în sine poate să știe exact ce a fost în inima lui, ce a fost în mintea lui atunci când a făcut asemenea lucrare și ce că până la urmă este până la urmă o expresie personală, lasă mult din Da. amprent din viața lui, se poate citi în lucrarea respectivă. Dacă tot vorbeam de a asculta muzică și de a asculta muzică cu o anumită atitudine, știți că, să spunem așa, amatorii de muzică, în special de muzică contemporană, se împart în două categorii. O categorie foarte mare a celor neștiuitori și care na, consumă diverse genuri de muzică pe care și noi uneori le mai ascultăm, dar există Dar acest și eu sunt grup. consumator, eu am recunoscut și eu consum muzică de divertisment. Nu. Exact, ca și noi, Da. da? Da. Dar există și un grup elitist, și nu vorbesc mai la nivel academic acum, sunt oameni care nu sunt profesori sau nu au o școală de muzică în spate, dar cel puțin gustă muzica aceasta de calitate, muzica clasică, muzica, să spunem, cultă, hai să-i spunem așa, muzica cultă. Și e foarte important să privim modul acesta de a asculta, de a auzi și a asculta muzică. Un prieten al meu spunea că e o diferență și chiar vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă considerați că e așa, că ar fi o diferență între a asculta muzică și de a auzi muzică. Nu m-am gândit niciodată, dar să știți că înclin să-i dau dreptate. Să știți că, până la urmă, noi trebuie să ne gândim foarte bine la ce, pentru ce a fost făcută acea muzică. Vă spun la modul foarte sincer, nu mi-ar plăcea să merg la o terasă și să ascult Stravinsky. Pe de altă parte, dacă mergi, să spunem, la o petrecere, nu? Ce sens ar avea să asculți muzică cultă acolo? Ar fi atât de artificial tot, de un snobism de asta ieșit din orice limită. Deci există muzică pentru fiecare moment al vieții. Noi discutăm acum despre o muzică, mă refer la cea cultă, desigur, da? O muzică pe care o asculți ori în sala de concert, ori în intimitatea ta, dar nu are, de cele mai multe ori, ea nu are un scop în sine, nu? Adică nu e nici pentru dansat, nu este nici pentru ambient, nu este nici muzică de pahar, de petrecere, nu e nici hora satului, da? Nu e muzică de cult, nu se cântă în biserică, deci nu e făcută pentru un scop anume, ci ea există prin ea însă și are mesajul ei și își permite să fie profundă tocmai pentru că nu are un scop. Adică e alt fel de muzică, dar ele toate coexistă și până la urmă avem nevoie de toate aceste feluri de muzică. Face parte din viața noastră. Așa este, face parte din viața noastră și trebuie să ne adaptăm și noi. N-ar trebui să fim niște priviți ca niște ciudați, deci practic ne adaptăm și încercăm să fim, să spunem. Dar să știți că nu trebuie să ne adaptăm, pur și simplu alegem ce ne place, lucrurile sunt foarte simple. De exemplu, vă spun, mie nu-mi plac manelele, da? Să zicem, dar asta e o chestie de gust. Eu nu sunt înverșunat împotriva celor care ascultă manele. De ce aș fi? E plăcerea lor, nu? Unii dintre ei, să știți că paradoxal, am rămas și eu uimit. Sunt persoane de foarte bună calitate, ascultători de manele. Asta le place, asta au ales, asta o ascultă. Alții sunt la polul opus, consumatori de jazz, da? Asta le place, asta ascultă. Deci fiecare din toată varietatea asta de muzici existente în secolul 21, acum își va alege ce îi place. Eu nu trebuie să mă adaptez la manele, după cum nici manelistul nu e obligat să se adapteze la Penderecki. Fiecare. Așa e.
ce-și dorește. Adică știți cum noi ne și complicăm un pic viața încercând să contestăm anumite curente. Dar de ce să le contestăm? Pentru că ele provoacă bucurie unui anumit segment de populație. Bun, ce putem noi contesta? Să zicem calitatea îndoielnică a versurilor. Nu? Aici este o problemă, da. Da, dar pe de altă parte, dacă e să ne uităm la, să zicem, hip-hop-ul american, s-ar putea să ni se pară foarte drăguțe versurile manelelor. Adică... Adevărat, adevărat. Da, haideți să ne uităm puțin și la generația tânără. A studiat muzica de când erați mic și ați avut, să spunem așa, șansa aceasta să trăiți într-o familie de muzicieni, să interacționați cu filarmonica, să mergeți la repetiții. Mi-aduc aminte de la emisiunea trecută, ați trăit așa printre muzicieni. M-am născut între ei, da, filarmonică și am trăit, da. Și ați văzut așa etapele, asta e ce înseamnă viața unui muzician și ați îmbrățișat această meserie. Aș vrea să vă întreb pentru un copil, nu știu dacă până la urmă faza aceasta a jocului poate da de bănuit unui părinte sau poate unui profesor, vorbim de școlile, de școala primară, că un copil poate are o anumită inclinație mai mare spre a merge dincolo de joc, de a compune din joacă. Sau asta vine mai târziu, probabil, la o vârstă puțin mai mare? Sau, și de ce? Pentru că, până la urmă, cum poți să descoperi un copil care are această aplicare spre a crea, nu numai doar idei, interpretare? Păi, să știți că îl descoperă persoana cea mai apropiată. Sigur că ar fi preferabil ca persoana cea mai apropiată. Persoana cea mai apropiată poate fi un părinte, nu? Sau un profesor. Mai apropiat de atât, e complicat să fie cineva. Adică e greu să te duci să-l descoperi pur și simplu. Se mai poate întâmpla. Adică din întâmplare asculți un copil pe care nu l-ai văzut niciodată și... Asta ar însemna să aibă prea mult noroc în viață copilul respectiv. Exact. Deci o persoană foarte apropiată care de obicei ți-l aduce. Pentru că ce se întâmplă? Compozitorii sunt puțini. Asta iarăși ține tot de condiția compozitorului. Chiar sunt puțini. Bine, acum sincer nu înțeleg de ce, dar sunt puțini. Fiind puțini, e clar că părintele sau profesorul va veni cu el de mână și te-l va prezenta. De aici ține numai de creativitatea copilului respectiv, pentru că să știți că foarte mulți dintre ei, chiar și după 12 ani de muzică, se apucă de alte meserii. E un trend acum, ăsta iar e un cuvânt fain de tot, e un trend, ca printre copiii absolvenți de licee de muzică să se ducă la medicină, de exemplu. Nu-s puțin, da? Pentru că liceele de muzică sunt școli vocaționale, nu școli populare de artă și de acolo se face și cultură generală la modul foarte serios. Deci pot să se ducă la orice altă facultate, nu neapărat la conservator. Dar cei care sunt perseverenți și continuă, sigur că da, vor fi preluați în universități și se vor perfecționa. Deci răspunsul la întrebare e că persoana cea mai apropiată de obicei îi descoperă. Așa este și apoi trebuie investit, oarecum ajutat, încurajat. Există cumva, să zic așa, un ciclu de pregătire sau să spunem câteva etape pe care un copil ar trebui să le urmeze, adică să fie, ca să poată ajunge la un moment dat compozitor sau pur și simplu merge fiecare în ritmul lui și cum îmbină talentul și cu munca personală? Eu cred cu tărie, că în legătură cu compoziția, cred că e cea mai puțin costisitoare, ce să spun eu, investiție. Este o investiție, sigur că da, intelectuală. Dar în ceea ce privește un copil pur și simplu trebuie încurajat. Trebuie încurajat să compună. Să știți că creativitatea în școlile noastre nu este chiar la rang de cinste. Deci se merge foarte mult pe mimetism.
Și asta știu că vorba aia, am trecut și eu prin școală, am și eu copii în școală, pe principiul fă ca mine. Ori compoziția vine cu altceva. Compoziția vine, fă cum simți tu că e mai bine și fă ce știi tu mai bine. Sigur că da, regulile și direcționarea apar, dar apar mult mai târziu, să zicem din clasa 8-a, clasa 9-a, dar el cât este mic trebuie doar să fie încurajat să nu se oprească. Ei, poate cred că e cel mai important lucru în compoziție, să nu fii descurajat și să te oprești la un moment dat. Bun. Știți cum e destul să vină cineva și să-i spună unui copil, știi ceva, ia apucă-te tu de chestii mai serioase. E o frază care distruge foarte mult creativitatea. Și e o frază pe care o aud atât de des, că pur și simplu uneori mă gândesc că generațiile următoare probabil că nu vor mai ști să facă diferența între industria muzicală și compoziție. Că te poți apuca de ceva foarte eficient, nu? Ceva care să producă bani instant, să zic așa. Sau, nu știu, sau altă meserie. Așa da. Este. Dacă tot vorbim de condiția compozitorului în zilele noastre, ne apropiem de încheiere și ultima întrebare pe care vreau să o spun este, uitându-mă așa la tot ce am discutat astăzi și la, în special la modul acesta de a aduce viața de pe o zi pe alta mult mai dificil decât în epoca de dinainte de Revoluție, totuși aș vrea să aud un sfat din partea dumneavoastră, dacă încurajați sau nu încurajați, în special părinții cu copii care vor să meargă în direcția aceasta a muzicii și poate cine știe chiar spre compoziție, pentru că vedem clar că industria muzicală e ceva, se câștigă rapid, e ceva care vedem și devine foarte atrăgător, pe când investiția aceasta în muzica cultică este în muzica cultă. În muzica cultică, muzica de calitate este un proces anevoios, este, necesită mult efort și, bineînțeles, tenacitatea din partea atât a familiei cât și a copilului. Aș vrea un sfat așa de final. Păi, acum, în primul rând, sigur că da, nu se va îmbogăți nimeni din asta, dar să știți că merită tot efortul pentru ambientul în care îți vei duce viața în continuare. În sensul că vei fi înconjurat tot timpul de lucruri frumoase, vei fi înconjurat de sunete, vei fi în mijlocul unei lumii elegante, în mijlocul sălilor de concert, a stagiunilor, vei avea acces la un limbaj foarte expresiv, sunt atât de multe avantaje, încât mie vine greu să mă gândesc cum ar fi viața în afara acestui univers. Repet, nu se va îmbogăți nimeni din asta, dar să știți că nici artiști de muzică cultă care să ducă o viață foarte rea, nici măcar rea, eu nu prea cunosc. Adică, până la urmă, tot depinde ce îți dorești de la viață. Dacă îți dorești o meserie frumoasă și un cadru frumos, un univers frumos în care să trăiești, eu zic că merită să faci muzică. Chiar dacă munca este pe măsura frumuseții universului în care vei trăi toată viața. Excelent! Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. Ca și data trecută, a fost o încântare pentru mine să stăm de vorbă. Știu și că mie sunteți... îmi face plăcere. De câte ori vorbim, chiar nu știu cum trece timpul. Acum am uit și eu în colțul monitorului și văd că au trecut 50 ceva de minute. Parcă ar fi fost un sfert de oră. Exact. Și să știți că ar mai fi fost. Când vorbim despre întrebările acestea pe care aș vrea să vi le pun, cu siguranță nu le putem cuprinde într-o emisiune, dar plecând de la experiența personală, știți de ce? Și într-o emisiune, așa ca și într-o creată, nicio emisiune nu seamănă una cu cealaltă. Și aici atât și eu sunt diferit de la emisiune, cu atât invitatul, fiecare ne lăsăm amprenta, starea și atunci da, când stăm energia. De vorbă.
Exact. Și atunci încercăm prin ceea ce facem să educăm, că până la urmă ăsta e scopul emisiunii de astăzi, este să îi ajutăm pe telespectatorii noștri să înțeleagă aceste diferențe, ce să facă, ce să urmărească, astfel încât să-și îmbunătățească viața, să aibă zile frumoase și mai ales să-i ajute și pe alții din jurul lor. Așa, să dea Dumnezeu să avem zile frumoase cu toții, să știți că de zile mai întunecate ne-am cam săturat. Cu siguranță. Eu vă mulțumesc și vă urez foarte mult succes în vacanța aceasta. Sper să aveți timp să vă odihniți și apoi, da, bineînțeles, să aveți un timp bun acolo la școală, în munca atât de profesor, da, dar și în jobul acesta administrativ pe care cu onoare l-ocupați, acela de decan al Facultății de Muzică, interpretare, da? Dumnezeu să vă dea sănătate și binecuvântare în ceea ce faceți. Să dea Dumnezeu și să ne mai dea studenții lângă noi, ca să avem și noi satisfacția unei munci didactice adevărate. Așa să fie. Vă mulțumesc mult, stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru seara aceasta. Mulțumim că ne-ați trimit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!